Bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de 5M Boys pe Server House. Am vrut să încerc și un episod, dar nu mă lasă ăștia unde sunt eu, hop și... A venit mai devreme, nu se scărpina la o pe aici. Nu faci și vedeți, bebe. Na. Ia uzi. Au, de ce nu-i păcă? Băi, eu vreau să mă duc să dau și o tură. Care vine cu mine? Vine. Primul urca, primul servic, cum ar veni. Hai, zici eu nu pot. Hai, salut. Salut. Salut, salut. Mergem într-o patrulă, colegul, da? De ce patrulă? Mergem cu Cum te cheamă? Rudy sunt eu. Cum? Rudy. Rudy? Ești ca Rudy, da. Turistul? Eee... Imediat vă spun, imediat vă arăt. Trebuie prostul de Andrei, bă, l-am găsit. Mă, englezul. Ce englezul, mă? Eu sunt. Nu-i englez aici. Toată lumea aici. Toată lumea. Colegii, aveți nevoie de ajutor? Suntem bine. Bine, 10-16 să vă să mă prezint. Numele meu este Bebe Moise și de curând m-am angajat în poliție. Am luat toate testele cu brio. Uitați-o, vă rog frumos. Agent Saxo din cadrul poliției de frontieră. Deci, în primul rând, Andrex. V-am văzut cum Bă, dar eu cum arăt aia? Ambii aveți centura pusă, deci... E bineînțeles că i-am pus eu. Să nu vă lăsați cu mine. Te rog frumos, la Jilava. Aha, ok. Hai să mergem și noi, colegul, să-i conducem la Jilava. Hai, colegul. Păi ăsta cu X6, nu puteai să pleci de aici și tu? Colegilor, sunteți pe stație? Nu știu ce sunt. S-a intrat? Da, da. De cât timp ești în poliție? Mamă, ce intram în colegul, mă. Sunt în poliție de foarte mult timp, m-am născut să fiu polițist. Da, dar vă știu pe aici, cum vă cheamă. Păi tu nu erai ăsta, Rudy? Ba da, dar nu știu cum Rudy, vedea-te așa pușcherie, cum să nu mă cunoști? Hai să facem o manevră. Eu m-am născut să fac manevre, cu orice ar fi, sunt pe manevre. Am văzut cum știți foarte bine. Sunteți ok acolo în spate? Da. Hai că îi pinem. Da. Avem mașină rapidă. Veniți mâine la ședință? La ce ore? La 9. Seara? Da. Toate șansele să fiu prezent. Nu, tu ești super. Mersi. Colegi, intrați pe stații, colegi. Eu sunt pe stații. Taci, mă. Poate vrei să le zic la toți. Ce să zici, mă, la toți? Că ești corupt. Mă, da, dacă eu sunt corupt, e clară treaba. Băi, vezi că ăsta, colegul ăsta, Andrei Popescu sau așa, ia bani la vamă. Am eu martor, am filmare cu el. De toate ai tu. O să-i prezent, o să-i prezint la șeful tot. Arată-i, mă, tot. Coruptule, ce ești? Aș vrea. Ești așa corupt. Aș vrea. Auzi, ce că aș vrea eu. Aș din gură. Sigur, deci... Dacă ești cu ei... Ce mă distrez? Dar unde, mă, pe ăla cu mască și cu băscălii? Că eu cu ăla vreau să stau de vorbă. Nu l-ați adus? Nu nevoie să vină el. Nu știu cum, a zis ăla prin secție DNC, eu cred că-l cheamă. Auzi? De ce fac? De brejos. Uite ce stau ăștia cu pulile pe afară, bă, le. Haideți să vă dau jos. Și pe dumneata. Mulțumesc frumos. Cu drag. Haideți, poftiți, fără să facem scandal aici, domnule, pentru că... Pentru ce l-am luat pe domnule? Nu suntem macaragii. Domne, au fost luați la Jilava, vă spun eu că Johnny. Am fost atent acolo când s-a discutat. Așa. Uretiși să moară copiii. Ai față de spate. Deci dau în jur de 100? Ești întors pe 20, bă, să mor eu, ai nasul ăla prins pârtea de la Zuga, ureche.
Direct pe moacă. Mișcă-te! Dar copiii mei cu urechile alea, aplauz, bă, nenorocitule, bă! Să bă, că lăsa pe groapa cu urechile. Hai! Hai, fără! Ai dinții aia în gură! Ești că-ți puși din tigaură pauză lipsă? Bă, la anțul ăsta din ce-i făcut? Din cupru? Înăuntru! Da, și aia, nu mai zic. Le-le-le! Unde te-ai tuns, bă, la... Tu n-auzi să vii înăuntru! Nu mai urlați, domnul, că faceți hemoragii în gât. Vreți să muriți aici de față cu mine? Hai, hai deschide mișa puțin ca să pot. E deschisă. Nu, păi dar la... deschide-o tu, te rog frumos, dacă poți. Ia... Mi s-au luat chestii din buzunar, bă, dar nu merge ușa asta deschisă. Vreau înăuntru! Păi dar deschide mușa, cum vrei să o deschide-o? Stai, mă, că s-au abonat la... Îi bat, îi bat, să știți. Și eu aș face la fel. Mă rog, cu băieții ăștia. În verde. Hai după mine. Bă, dar tu n-ai voie să vorbești, mă, superiori, trebuie să-ți vorbească. Eu nu știu unde trebuie să mă duc acum. Tu aici. Tu ziceam gură, mă, ca să vorbesc, hai. Hei, zicea-mi eu altceva acum. Ai zis ceva, domnul în verde? Hai, ha, mă, dă-te din ușă, luați-și picioarele alea. Deschid ușa și ușa și ușa și ușa și ușa. Ia, dă-mi un pumn de supărare, ia să vedem. Ai tupeu? Am, dar nu vrem, hai. M-ai rupt, da, aici. Haide, domnul polițist cu bască, deschid. Du-te vrea acolo, ce faci lângă cameră? Să deată ăsta cu verde, deschide-mi ușa. Sau așa, bravo, mersi, te pup. Uite, ne face poze și suntem la grădiniță, album foto, a venit aia, dăm 15 lei pe album? Rudy, agent, folte și tu, te rog frumos, în codul penal, furt și fugă de poliție. Furt, furt. Ce am furat, domn, dacă nu vă supărați, puteți să-mi arătați o declarație? Nu, i s-au dat ordinul să vă dăm sentință. Păi ia cheamă-l pe ăla cu ori, uite-mi fură ăsta și permis. Bă, brei. N-am furat nimic, că ai o bere dacă de mine zici, poate, domnul. Nu uite, la mine nu-mi place de băi, bro, cam abonat domnul, la ce se întâmplă aici? Ține strâns de ele ca în autobuz. Deci îl căutăm. Dacă nu vă supărați, puteți să-l chema și pe ăla cu băscălie albă și cu păr mai puțin în cap. A, și a venit cu ruptul. Domnul mare, de ce unul? Auzi? A venit cu ruptul, dați-vă la o parte. Care cu rupt? Hai să lăsăm pe Andrei să facă el lucrurile aici, că eu imediat îi vedem afară și el cu buzunarele pline. Furt de vehicul sau furt de persoane? Nu știu ce tot vorbești, de pe persoane a furat. Bă, dar n-ați fost acolo, mă, când a zis șeful mare de acolo? Da, ce s-a întâmplat? Bă, mișcă-te mâna înăuntru! I-a văzut pe domn, i-a văzut pe domn când furau de pe jos și le-a spus, băi, stați pe loc. Și i-au fugit și după aia i-au prins. Asta e, nu așa s-a întâmplat, Andrei? I-am prins, eu deci i-am nu, prins. Stați așa să tu și cu colegul, cu șeful, nu? Bine, mai mult șeful. Stați așa, deci... Păi înseamnă că ți-a dat bani. A venit nebunul de sala... Am luat toți banii al lui. I-ați dat bani la polițistul ăsta? Că ăsta e un corup. Furt toți banii. Deci dacă i-ați dat... La cine? Arătați cu... Ăsta. Dacă i-ați dat banul ăsta, eu vă propun să fiți eliberați. Da, păi chiar i-am dat domnul 2,5 milioane ca să ne lase în pace fără pomii. Așa și dumneata în albastru i-ai dat și tu? Că se știe că ia bani mulți ăsta. Eu să-i da, prezint. Domnul, băi, da, dacă, lasă, băi, pe ăsta domnul, dacă mă lăsați acum să dau un telefon, păi băi, zic gata, între 10 persoane. Treceți asta, i-ați făcut poze colegii? Uite cum nu, că nu avem 15 lei pentru albumul foto de la grădiniță. Da? Hai, la perete. Da, la perete am zis, haideți. Care perete? Sunt 4 pereți. Haideți la perete. Care perete? Aici. Peretele la acolo. Bă, treci mă la perete. Voi aveați, da. Căruia dintre voi s-a furat permisul? Mie, domnul. Deci eu zic să perchiziționăm acum în cameră pe toată lumea și cine are două permise la el înseamnă că ăla e coruptul. Eu n-am niciunul. Sau se poate să fie și polițiști care n-au permis. Nu există așa ceva, domnul. Cum să nu există? Toți avem o mașină. Am plecat. La un mașină, colegi. Păi din câte știu ați avut și ăștia care au condus, au avut și lângă un alt personaj. Tu, Andrei, ai permis? Da, am un permis la mine. Ăla e. Ăsta e gata. Ăla e, l-am prins, vezi? Ăla e permisul meu, este. Că și eu l-am în mașină. Dovadă? Auzi? Bebe, ia vină cu am. Ia zi. De când ai cercei în urechi? Ce-i mă cu tine, mă? Ce-i cu mine? Păi ce-i cu tine? Tă, ai intrat în poliție să... Cine și asta? Puțin că mă întorc imediat.
Băieți, și ce a zis? Și pentru furt de pe persoane. Ce a zis că vă mai că vi s-a mai furat de pe voi? Un taser, am auzit eu bine? 75 cu 7 milioane jumate. Andrei era cu două tasere mai devreme în mână. Ma. E un corup. Aola. Și ăla era al meu pentru autoapărare. Domnul, eu chem un superior. Pe mine nu mă băgați la deci, pușcări până nu vet un superior să vorbesc. Ca să-l dăm pe Andrei. Păi dacă nu citezi. Un uitați superior, că vrea să vin, frumos, vine după mine frumos, să-mi pună în buzunar, uitați-l. Este cazul în care să ne batem ca chiori. Dați pe stație, vă rog frumos să vină un superior la Jilava. La așa, haideți, competenți, gata, cu vorbitul, sunt domnii gata din fața cu vorbitul. Noastră. Gata cu vorbitul, treci acolo tu, primul albastru. Auziți, nu vă spără, dar putem să facem și un selfie? Să-l pun pe Twitter? Nu. Dacă îl pui pe Instagram, îmi dai și mie tag, te rog. Dacă vrei cu el. Dacă vrei, da, de facem, punem acolo, facem multe like-uri. Ce? Tap, tap. Îmi dai și mie tag. Îți dau, da. Până la cât e timp să ajungem, când e timp să ajungem? Mădălin, vezi că jumate de poliție suntem la Jilava, nu fă acum, te rog frumos. Păi dacă tu sunteți jumătate aici, domnule, ia chemați pe toată lumea să fim toți aici, că... Uite, știi cum m-am învârt. Ia, acum hai, vine tu. Pe tine, a? Doar doi am venit prima oară și am mai venit. 5. De ce nu? Perfect, gata. Asta rămân eu cu domnul cadet. Pun pe Insta. Puteți pleca, domnule bebe. Dacă doriți. Sigur că plec, sigur. M-am dus să văd ce face coruptul ăla de Andrei, că trebuie să-l dau un gât. A zis că a primit 2 milioane, auzi. Păi normal că a primit, că i-au dat ăștia bani. Coruptule, ce faci, mă, pleci? O pleca, mă. Te îmbască de corupt. Mă duc după el, băiți. Aveți grijă la mită, aveți că am auzit că s-a luat. Păi a luat Andrei mită, coruptul. Andrei, am auzit că a zis ăla că i-a dat 2 milioane. Păi da, el e singurul corupt. Băi, zi-mi și mie căscuța, te rog. Tu ajută. Stai. Și are mașina asta. Eu de-asta visăm cu mașinile, că... O plecat Andrei sau Mizopromie? Nu cred că a plecat. Sau ba da, ba da, cred că a plecat, că e dat de mașini acolo. Sună poliția. La ultima acțiune care s-a petrecut la penitenciar, doi inculpați au spus că au dat mită unui coleg de-al nostru pe nume Andrei Popescu. Ce am auzit? Andrei Popescu? Nu avem da, patru, eu sunt Andrei Popescu. Avem o dovadă video eu sau ceva? Andrei Popescu. 10-4. Domnul care Andrei, care a prins pe inculpați. Domnul Andrei, ați luat mită? Sau? Ce 3? 10, treabă 4, de rog frumos, colegul, dacă are dovadă video. Eu n-am mai putut să stau acolo, că am fost dat afară de către Andrei și a rămas el să coordoneze situația, probabil că nu știu. 4, am eu. Domnul, ce-l fac pe Andrei, bă? Andrei, ce se întâmplă acolo, domnul? Vorbim de Andrex? Da, Andrex? da. 4. Ce se întâmplă acolo? Acolo unde? Că sunt aici. Acolo mine? Da. Unde ești? M-a întrebat un domn, că mi-a zis un domn că i-a furat mașina și mai era unul că... Vino cu pe helipad, vino pe helipad aici. Mai era unul care mi-a zis că e unul mai tare ca BB mult. De unul. Băi, îl bag pe Andrei, băiți, dacă nu-l dau afară pe Andrei din poliție, să-mi ziceți voi mie. Știu că-l dau afară din poliție. Bag un cadă și acolo. Nu știu, trebuie să rezolvăm treaba asta când suntem față-nfață, domnii colegi. Nu, nu sunt dau afară. Nu, domnul Periuc, a spus că le-a dat afară acolo. Bun, hai să mergem toți la gard. Hai să mergem la gard, că știm că nu. Hai la gard aici. La gard, mamă de... Îl bag pe Andrei. Băleu.
De când la soare stăm. Ce sunt cu tămul? Edecat. Faceți recrutări? Nu stă în aici, domnul. În rând, în rând, coleg. Hai, colegul, rând. Colegul agent, în rând. Rudi, Rudi, în rând. Și aici mă cert. Colegul, 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 du-te acolo, așa. Și aici mă cert, mă înjură. 1500, așa. Opa. Dar nu te-am certat, dar te-am atins. Dacă sunt cadet, trebuie să mă înjuri. Dar cine te-a înjurat? Nu permitem așa ceva. Vă salut. Văd că avem un coleg nou. Să trăiți. Bun, te ajut, te ajut cu ceva? Wow, ce greu e! Vă rog frumos să părăsiți secția de poliție, dacă nu aveți treabă aici. Mulțumesc. Îmi cer și eu scuze la Bebe, moi. Bun. Domnul Bebe, am înțeles că vă numiți domnul Bebe Moise, nu? Da, are funghie la el, m-a legat, are funghie, vrea să mă fure. Auziți, am și o întrebare. Dacă nu, te, dacă nu pleci acum, o să primești un moment, nu poți să te... M-a legat, okay, Bebe Moise e cel mai șmecher, cel mai șmecher. Lăsește acum zona. Ok, ok. Prostule de Andrei. Da, mi se pare că ăsta nu, să dea cineva fac cu domnul medic. Colegul agent, vezi că te strânge vestea. Salutare colegii, bine ați venit la regrupare. Să bag o sub vestea asta. Haideți la 10-19. Nu, alo colegul agent, aici. Ok, așa? 10-1 DNC. Bun, dați-mi voi să mă prezint. Sunt chestor general Saxo din cadrul poliției. Pare bine că vă cunosc. Să trăiți, domnul chestor. Ce se întâmplă aici cu domnul Andrex? Ce se întâmplă? 10-1. A fost o problemă și vreau să știu și au fost niște informații acolo, domnii care au fost arestați de colegul meu, Andrei, spuneau că le-a dat, că i-ar fi dat mită lui. Domnul Andrei, să-i scape, da, și domnul Andrei ne tot dădea afară pe toți de acolo, haideți, haideți. Aleșinat, cred că o să-și revină cât de curând. Să vedem. Da, aveți cumva niște... Niște... Lăsați mâine jos. Ba, da, și ceva? Domnul Andrex s-a luat mită? După câteva momente, după păcate, ce l-am făcut și cazier? S-a opresc puțin. Da, da. Nu, nu mai din păcate nu am avut, doar dacă aveau colegii. Am înțeles. Când o să înceapă regruparea, o să întrebăm pe toată lumea care era acolo. S-ar putea să am video cu momentul în care domnii îl acuzau pe colegul Andrei că ar fi luat mită, că i-ar fi dat mită, nu că ar fi luat. Unul a spus că i-a dat 2 milioane sau 20 de milioane, celălalt s-a plâns că după el Andrei ar fi sustras un taser și un permis. Au fost mai multe discuții acolo, destul de aprinse și nu... Eu eram sigur care am atras atenția despre acel taser și acel permis. Și da, și e foarte bine. Dar cumva domnul Andrei era acolo când aceștia acuzau că i-au dat... 10-1 am... 10-3, a fost, a fost înăuntru, apoi a ieșit la mașină și apoi iar s-a întors înăuntru. Și el nega acele lucruri? El spunea că nu a luat? Știți domnul cumva? Ciubacă, ce s-a întâmplat aici? Nu a negat, dar nici nu a zis, nici n-a confirmat. Era oarecum nepăsător așa de situație. Fiindcă doar eu i-am spus, domne, ce s-a întâmplat? Că uite, domnii acuză că v-au dat mită, că sunteți corupt, că așa spuneau dânșine. Domne, ești corupt că ți-am dat bani să nu mă aduci aici și m-ai adus, ceva de genul îi spuneau lui. El i-ar fi prins pe acești doi infractori și era și domnul comisar acolo de față. Când am ajuns noi și i-am dus la secție. Revenit, îmi pare rău. O să când îl așteptăm și pe domnul Andrei să vedem ce spune. Pot lua și eu puțin cuvântul? Ceilalți colegi. Da, spune acum. Te rog. Am o teorie, deoarece domnul Andrei putea fi luat, cum se spun, cauțiunea pe acele luni luate de domnul și cu domnul coleg să creadă că e o mită. Am înțeles, da. Se poate, dar cauțiunea ar fi trebuit luată odată ce ajungem la penitenciar, la penitenciar, nu? Da. Da, da, da. Ei, noi am ajuns în același timp și domnii țipau că i-ar fi dat bani. Deci și nu s-a ocupat Andrei de ei, decât Andrei ne dădea afară, se ducea la mașină. Domnii au spus că ar fi sustras de pe ei un taser și un permis auto. Și când i-am spus lui Andrei a ieșit din cameră, s-a dus la mașină și apoi s-a întors și că nu e adevărat. Taserul nu au voie, civilii nu au voie cu taser, doar cei din facțiunile legale au voie cu taser. Eu nu știu, eu nu-l condamn pe Andrei, eu doar spun că ce s-a întâmplat acolo, m-am gândit că ar fi bine să-i raportez situația. Da, 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 mulțumesc frumos, o să am în vedere ce spuneți. Nu ți-l dăm afară, pe Andrei, din poliție, jur.
să fac mai multe investigații. Ce trebuie, te rog. Pe camerele de luat vederi din Jilava. Și o să vedem dacă putem să să rezolvăm ceva. Mai așteptăm mult la 10-19. Domnul Englezu, puteți să gestionați situația? Sau este nevoie mică? Haideți să mergem. Toți? Haideți, toți. Suntem puțini, da, nu suntem foarte mulți și cel mai bine mai mulți într-un loc decât mai puțin în două locuri. Hai, domnul Travis, ați plecat? Domnul Travis, ați plecat? Travis Scott îl cheamă? Da, da. Nu, zic de domnul Travis. Opa! A venit domnul Chester secundară. Bine ați venit! Să trăiți! Să trăiți, domnul! Salut, băieții! Hai să mergem la, salut. Mergem la mama mică! Bine ați venit! Tu așa să fluier la superiorul tău? Păi nu, am zis așa din greșeală. Haide să mergem! Haide să mergem! Băi, de unde domnul Andrei, să veniți la vama mică, vă rog frumos, cu o mașină de tip Mustang. Haideți, scoateți fiecare câte... Eu am un Mustang aici. Mustanguri și o mașină de... Ce-a spus, domnul? Am un Mustang aici scos. Am acest Mustang, e bun? Da, e foarte bun. E puțin murdar, dar merge. Ai intrat și Andrei. Știi, aștept pe toți? Nu, haide, dai. Deci 4. Prindeți scuiere 7, să-l pun. Sirene, vă rog frumos, opreți sirene. Colegul, aici când vezi prindeți stop, te oprești. Da, nu aici, acolo, când ai făcut dreapta. Acolo avem cedează șeful. Parca și pe stânga și pe față. Și pe stânga și pe față, am mașina de high speed pregătită? Deci 7 un minut. Cum adică 10-7 un minut? Mașina de high speed, ați fost trimiși primii. Unde sunteți? Travis și cu Mădălin, unde sunteți? Ca la... Brecă, s-a blocat mașina. Putu-i mașina, mă, să blocă mașina, da. Veniți, unde luați Bravus-ul. Veniți, luați Bravus-ul și mergeți la high speed. Da. Să aveți ce să mi-o faceți. Vină pe aici. Cât ăsta acum? Asta la high speed. Eu îmi dau afară pe Andrei, băiți. Du-te acolo. Băi, cam ăsta a fost primul episod din poliție. Urmăm să facem un nou episod, continuarea acestui episod. O să vedeți imediat. Vă pup pe toți, nu uitați de like. Dați un subscribe și ne vedem în următorul episod.